Invit acum să privim în cuvântul lui Dumnezeu care l-am citit în această seară din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9, de la versetul 31 la versetul 35. Și în acest pasaj destul de scurt sunt de fapt două evenimente, dacă am putea să le numim așa, sau două lucruri distincte. Primul aspect este cel din versetul 31, care este oarecum un rezumat a ceea ce Dumnezeu a lucrat în cadrul bisericii, și aici sunt menționate zonele respective în toată Iudeea, Galileea și Samaria. Și descrierea bisericii în acest verset este, am putea să spunem, ca o descriere ideală, a unei biserici ideale, a ceea ce am dorit fiecare să fie în biserica în care suntem parte, biserica locală în care slujim, și de asemenea ca biserică universală a Domnului Iisus Hristos. Apoi de la versetul 32 la versetul 35 reapare apostolul Petru în Cartea Faptele Apostolilor. El este lăsat în capitolul 5 și aici reapare slujind Domnului și fiind în lucrarea de a cerceta bisericile, așa spune versetul 32, pe când cerceta Petru pe toți sfinții, s-a pogorât și la cei ce locuiau în Lida. Și este așa de frumoasă această expresie, spune pe când cerceta Petru pe toți sfinții. Oarecum este un contrast între ceea ce scrie aici și modul în care se prezintă mulți creștini astăzi. Mulți creștini astăzi nu se prezintă în felul acesta ca sfinți. Și aceasta este și datorită slujitorilor Evangheliei, a predicării Evangheliei în primul rând, și apoi și a felului cum se privesc, și poate datorită lipsei de învățătură din cuvântul lui Dumnezeu. Vedem că apostolul Pavel și apostolul Petru, de asemenea, și aici Luca, atunci când vorbește despre credincioși, despre Biserica Domnului Iisus Hristos, el spune că sunt chemați să fie sfinți și sunt sfinți. Chemați să fie sfinți și sunt sfinți. Ce se întâmplă astăzi, că nu se accentuează latura aceasta atât de mult și multe mesaje au mai mult un caracter evanghelistic și de chemare la Domnul Iisus Hristos și nu chiar atât de mult de chemare la pocăință, ci doar de o chemare de a veni la Domnul Iisus Hristos, și se neglijează latura aceasta care este foarte importantă, și neglijându-se latura aceasta și credinciosul nevăzându-se în felul acesta, ajunge să-și permită anumite lucruri în viața sa personală, în familie sau chiar în biserică, pentru că, eu nu sunt sfânt, sfânt e doar cel din Scriptură sau în alte tradiții cel de pe perete sau și în alte tradiții cel care a murit. Însă cuvântul lui Dumnezeu, care este mai presus de gândirea noastră, mai presus de rațiunea noastră, ne vorbește foarte clar despre această chemare pe care o avem din partea lui Dumnezeu de a fi sfinți și de a trăi în sfințenie. Ea nu este doar un act juridic, uneori, cum se spune, în care suntem priviți prin persoana Domnului Iisus Hristos, așa cum este în îndreptățire sau în justificare, ci este un act autentic, o lucrare reală și autentică în viața omului care l-a primit pe Domnul Iisus Hristos în ființa sa. Și astfel, trăirea lui este o trăire distinctă, o trăire diferită de acelor din lume, de acelor care doar spun că îl cunosc pe Dumnezeu sau doar spun că sunt creștini, sunt creștini nominal și sunt creștini autentici, creștini reali. Și Domnul să ne binecuvinteze să fim parte din această a doua categorie. Și aici, în Lida, vedem că Petru întâlnește acest om bolnav, paralizat, la pat, de 8 ani, și cum Domnul îl vindecă.
Vom încerca să revin la partea aceasta și aș dori să privim acum la prima parte, la versetul 31, care poate să fie un mesaj în el însuși, și să privim la caracteristici, aș putea să le numesc, a unei biserici sănătoase spiritual, a unei biserici în care este manifestarea prezenței lui Dumnezeu, a unei biserici autentice, a unei biserici care este plăcută Domnului. Și privind la aceste caracteristici, apoi am dorit să privim fiecare la noi înșine, în mod individual, personal, în familie și astfel biserica, pentru că biserica este formată din noi toți adunați împreună înaintea lui Dumnezeu. Eclesia, se spunea dimineață, ea este adunarea celor aleși, a celor chemați ca să fie împreună. Și aș dori, înainte de a dezvolta puțin ceea ce scrie aici, să citim puțin diferit pasajul acesta, în sensul că ceea ce noi avem aici, nu vreau să spun că este greșit, aș greși eu dacă aș spune lucrul acesta, însă putem să-l citim puțin mai nuanțat în ceea ce Luca a descris aici și care este și de ajutor și de folos pentru noi în a înțelege. Și în anumite versiuni biblice există o astfel de citire, și anume, biserica, se bucura unii, pun chiar bisericile de pretutindeni din toată Iudeia, Galileea și Samaria, se bucura de pace și erau întărite sufletește, să folosesc aceeași expresie, sau erau edificate spiritual. Și apoi se pune punct în citirea aceasta. Și umblând în frica de Domnul și în mângâierea sau ajutorul Duhului Sfânt, ele se înmulțeau. Deci umblând, partea de la a doua este puțin citită diferit de cum este exact în traducerea Cornilescu, este puțin mai nuanțată. Și umblând sau umbla în frica de Domnul și în ajutorul Duhului Sfânt, dar umblând este mai aproape de ceea ce scrie Luca, arată acest mijloc, această acțiune, deci este în acțiune și în ajutorul Duhului Sfânt sau în mângâierea Duhului Sfânt, ele se înmulțeau. Astfel putem să vedem aici câteva caracteristici a unei biserici care este plăcută înaintea lui Dumnezeu și care este de asemenea o biserică ce are impact în societate, are impact în mediul în care ea se găsește. Și primul aspect a unei astfel de biserici, prima caracteristică este faptul că ea se bucura de pace. Ea avea pace. Oamenii, în Isaia spune, oamenii răi n-au pace, oamenii în general sunt lipsiți de pace, oamenii fără Dumnezeu sunt lipsiți de pace, nu au pace. În ei este un conflict mobil care îl poartă cu ei, că sunt în România, că sunt în America, în Australia, în Europa, oriunde sunt. Nu mediul de afară este problema, ci este interiorul lor. Pentru că fiind lipsiți de prezența lui Dumnezeu, sunt lipsiți de prezența Domnului Păcii, care aduce pace. Și astfel e acest conflict interior. Și apostolul Iacov chiar spune, chiar se adresează și creștinilor, că și în ei poate să fie uneori acest conflict interior care se luptă, și apostolul Pavel de asemenea în cartea Epistola către Romani, în capitolul 7, descrie o această stare de conflict interior. Pacea, ea este, își are sursa în Dumnezeu, ea este de la Dumnezeu care este și Domnul Păcii. De aceea credinciosul autentic și biserica Domnului Iisus Hristos este caracterizată de această stare de pace. Și această stare de pace este în primul rând pacea cu Dumnezeu, cum spune în Roman capitolul 5, versetul 1. Astfel fiind socotiți neprihăniți, să avem sau avem pace cu Dumnezeu. Și având această relație de pace cu Dumnezeu, această pace cu Dumnezeu, apoi în umblarea credinciosului se transformă în a avea pacea lui Dumnezeu.
pacea lui Dumnezeu, despre care apostolul Pavel, când scrie bisericii din Filip, spune: și pacea lui Dumnezeu, ce să facă? Să stăpânească în inimile voastre, să aibă autoritate în inimile voastre și să fiți recunoscători. Și această pace, ea întrece orice pricepere, orice înțelegere rațională sau umană. Și este așa de mare nevoie în perioada aceasta în care noi, pe care noi o parcurgem în călătoria vieții noastre, de această pace a lui Dumnezeu, care începe de la pacea cu Dumnezeu, care se primește prin credință în jertfa Domnului Iisus Hristos, prin harul lui Dumnezeu. Și de ce este așa de mare nevoie? Pentru că trăim într-o perioadă atât de zbuciumată și atât de frământată, într-o perioadă în care sunt create crize în mod artificial de cei care ar trebui să soluționeze crizele, de cei care ar trebui să rezolve problemele, ei creează probleme. Multe crize la ora actuală, în înțelegerea mea cel puțin, de ordin financiar și de ordin economic, sunt crize artificiale, adică sunt crize create de oameni. Ele nu sunt în urma unor catastrofe naturale, uragane, cutremure de pământ, vânturi mari sau ploi foarte mari, inundații, sau chiar războaie, sau secetă foarte mare. Și multe dintre ele sunt create de cei care ar trebui să le soluționeze. Și fiind bombardați cu tot felul de informații și vești rele, tendința omului și ca părinte și ca adult este de a ne tulbura, de a ne umplea de frică, de groază, ce se va alege cu copiii noștri, ce se va alege de noi, ce se va alege cu nepoții noștri, ce va fi peste un an, ce va fi peste 5, ce va fi peste 10. Și această pace pe care o are biserica de aici, ea era o pace în exterior, Saul se convertise, nu mai era persecuția pornită împotriva lor, și de asemenea era o pace în interior, o pace în părtășia lor, o pace în relațiile lor, o pace care nu era dată de modul lor de realizare sau de înțelegere sau de logică, ci era o pace dată de Dumnezeu. În Psalmul 85, cu versetul 8, psalmistul spune așa de frumos: eu voi asculta ce zice Dumnezeu Domnul. Asta este partea noastră, este decizia noastră, căci El vorbește de pace poporului Său și iubiților Lui, numai ei să nu cadă iarăși în nebunie. Dumnezeu este Cel care vorbește de pace bisericii sale. Iar noi, ca biserică, suntem chemați ca să ascultăm de El. Tot în psalm, în psalmul 29, cu versetul 11, spune psalmistul aici: Domnul dă tărie poporului Său, Domnul binecuvintează pe poporul Său cu pace. În cartea profetului Isaia, pacea este legată de credință. În capitolul 26, cu versetul 3 și apoi versetul 4, profetul declară din partea lui Dumnezeu: celui cu inima tare, tu îi chezăsluiești, îi garantezi, îi asiguri pacea. Da, pacea. De ce? Că se încrede în tine, în Dumnezeu. Pacea nu vine încrezându-ne noi înșine, în abilitățile noastre, în capacitățile noastre, în resursele noastre. Pacea nu vine încrezându-ne în guvernul statului Michigan, în noul guvernator ales sau în tribunalul suprem. Pacea nu vine încrezându-ne în președintele actual, în cabinet sau în congres. Pacea nu vine fiind un guvern republican sau un guvern democrat. Pacea vine încrezându-te în Dumnezeu.
Pentru că toate celelalte se schimbă, toate celelalte ajung să falimenteze până la urmă, însă Dumnezeu rămâne stabil. În El nu e schimbare și nici umbră de mutare. Guvernele se schimbă, economiile se schimbă, societățile se schimbă, însă Dumnezeu și Evanghelia sa rămâne aceeași. Versetul 4 e chemarea lui Dumnezeu pentru noi. Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Slăviți să fie Domnul! De aceea, frate și soră, părinte, soț, soție, tânăr, oricine ai fi, chemarea în această seară este întoarcerea la Dumnezeu. Întoarcerea la originea unei trăiri autentice cu Dumnezeu. Întoarcerea la umblarea cu Dumnezeu și vom vedea în limita timpului ce înseamnă aceasta. Se bucura de pace. Te bucuri tu de pace? Ai tu pace în inimă? Sau ești frământat? Ești tulburat? Ești cu frică? Ești cu întrebări? Ești în nesiguranță? Iisus Hristos îți dă pacea care întrece orice pricepere. Oamenii de lângă tine nu te vor înțelege. Unii vor spune, e țicnit puțin, a nebunit. Nu. No. E pacea care curge ca un râu și care îți umple inima și îmi umple ființa și îmi umple viața. Prin Duhul Său cel Sfânt, care este Duh al păcii, care înseamnă armonie, care înseamnă liniște, care înseamnă siguranță. Apoi spune, ea se întărea sufletește, era edificată. Această edificare, această întărire, ea este dată de Dumnezeu, dar în același timp, ea vine prin încurajarea noastră împreună. Prin felul cum noi vorbim între noi, prin expresiile și cuvintele pe care le adresăm unul celuilalt, în forma de comunicare și în conținutul comunicării. În Epistola către Romani, în capitolul 14, Apostolul Pavel spune cu versetul 19, așadar, să urmărim, e responsabilitatea noastră, să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Felul cum noi vorbim, dacă ai un spirit de descurajare, ai un spirit de critică, ai un spirit de vorbire de rău, prin aceasta nu aduci edificare. Prin aceasta aduci discordie, prin aceasta sameni ură, sameni răutate, sameni mânie, sameni zavistie, sameni clevetire. Biserica de aici și credincioșii de aici, ei se edificau spiritual, pentru că așa cum spune psalmistul, cuvinte pline de farme când clocotesc în inimă. Și cuvintele mele sunt de laudă pentru împăratul. Sau așa cum spune Apostolul Pavel sau scrie bisericii din Efes, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul care să aducă zidire, unul care să aducă încurajare, unul care să aducă mângâiere, unul care să aducă ridicare, unul care să aducă îmbărbătare. Doamne, binecuvântă-ne la aceasta! Stăteam de vorbă nu cu mult timp în urmă cu un frate, nu din biserică de aici, care trecuse prin foarte grele și mari greutăți, dificultăți serioase, foarte grave. Și în conversația noastră, printre altele, spune, frate Simi, vreau să spun ceva. A fost legat și de un mesaj care Domnul mi l-a dat aici în biserică și l-a urmărit prin internet și m-a sunat cu privire la el. Și mi-a zis, frate Simi, ceea ce ai spus în predică, mie mi s-a întâmplat. Și am zis, ce? Că sunt multe lucruri. Atunci când Domnul ți-a dat cuvântul în care ai spus, și e biblic, din Cartea Împărați, că femeia aceea a adunat copiii lângă ea și vasele,
și-a închis ușa după ea. Și a fost un cuvânt din partea Domnului, că trebuie să fim uneori atenți cu cine împărtășim anumite probleme ale noastre, situații ale noastre și chiar biruințe și bucurii ale noastre. Pentru că uneori, așteptându-te la încurajare sau așteptându-te la apreciere, e tocmai invers. Și se stinge focul. Și am trecut de multe ori prin situații de felul acesta când credincioși îmi spuneau una și alta. Și ce ai făcut? De fiecare dată mă rugam lui Dumnezeu ca să rămân la ceea ce El mi-a arătat și la ceea ce El lucrează. Frați și surori, haideți să căutăm să găsim cuvinte care aduc zidire, cuvinte care aduc edificare. Chiar față de cineva care nu-ți place, nu-ți place de ochii lui, de părul lui, că are, că nu are, de haine, de ea, că e rochea într-un fel sau altul, sau știu eu ce altceva ți-a făcut, s-a vorbit rău copilului sau nu te-a salutat, sau alte feluri de lucruri de acest fel. Fie în inima ta și în inima mea cuvinte de zidire, cuvinte de încurajare, cuvinte de ridicare. Aceasta va demonstra că sunt cu o inimă altruistă, cu o inimă care nu gândește atât de mult la sine, cât gândește să-L onoreze pe Dumnezeu. Și udând astfel pe alții, la rândul nostru, și noi vom fi udați, și noi vom fi binecuvântați, când noi vom trece prin valea plângerii, când noi vom trece prin depresii, când noi vom trece prin deșert, Dumnezeu prin frații și surorile de lângă noi ne va încuraja, ne va îmbărbăta, ne va edifica și astfel vom merge înainte, din putere în putere, mări să fie Domnul. Biserica se întărea, era edificată. Al treilea lucru era faptul că biserica umbla în frica Domnului. Dați-mi voie cu grijă, cu gingășie, dar totuși cu acuratețea unui adevăr spus în dragoste. Mulți creștini astăzi au pierdut frica de Domnul. Mulți creștini, mulți predicatori, mulți bărbați și femei în diferite slujbe, în diferite activități, au pierdut ceea ce se numește frica de Domnul. Și aceasta este un mare necaz, e o mare durere din partea lui Dumnezeu și este o mare nenorocire pentru oameni. Ca și creștin, să nu am această noțiune, înțelegând cine este Dumnezeu și beneficiile umblării în frica de Domnul. Spuneam dimineață din cuvântul Domnului, frica de Domnul, și înainte de aceasta, ce e această frică de Domnul? Această frică de Domnul este un act de reverență, este un act de o atitudine de respect la adresa lui Dumnezeu, este o stare în care ești copleșit de cine este Dumnezeu, de măreția lui Dumnezeu, de splendoarea lui Dumnezeu, de sfințenia lui Dumnezeu. Înțelegând în felul acesta cine este Dumnezeu pe scurt prezentat, nu putem să nu fim ca și profetul Isaia care a spus, vai de mine că locuiesc într-un mijlocul unui popor cu buze necurate, dar și eu am buze necurate. Mulți creștini, chiar în momentele cele mai sacre a unui serviciu divin, care este rugăciunea, care este citirea Scripturii, vorbesc între ei, intră, ies,
ca părinți nu sunt copii lângă ei, care sunt momente în care suntem în comuniune directă cu divinitatea, cu Dumnezeu. Suntem într-adevăr în prezența lui Dumnezeu. Frica de Domnul ia dă o minte sănătoasă. Frica de Domnul aduce puritate. Frica de Domnul te păzește și mă păzește de păcat. Frica de Domnul mă face mai înțelept decât toți ceilalți. Frica de Domnul îmi oferă favoarea lui Dumnezeu. Frica de Domnul mă înnobilează. În Psalmul 34, și închei că deja ora se duce, în Psalmul 34, uitați ce spune psalmistul aici, cu versetul 11. Și aceasta este o adresă pentru fiecare dintre noi și în mod deosebit pentru cei care slujim din cuvântul lui Dumnezeu. Psalmistul, și credem că este David, așa este prezentat aici, în Psalmul 34 cu versetul 11 spune: veniți fiilor și ascultați-mă. De ce? Ce ai de spus? Ce ai de adus și alții nu au? Ce ai de oferit și alții nu oferă? Ce ai de prezentat și alții nu prezintă? Ce e atât de valoros încât nimeni nu poate să prezinte, de trebuie să fie ascultat? Veniți fiilor și ascultați-mă, căci vă voi învăța frica Domnului. Dragi părinți și noi slujitori ai Evangheliei, haideți să ne preocupe, în primul rând pe noi, să trăim în frică de Domnul. Și apoi să ne preocupe, să punem în mintea copiilor noștri frica de Domnul, respectul față de Domnul, reverența față de Domnul, să-L cinstească pe Dumnezeu. Și apoi ca biserică să umblăm, să ne manifestăm în frică de Domnul, să aducem onoare lui Dumnezeu. Și aceasta conduce, spune mai departe cuvântul Domnului, și nu mai e timp de a dezvolta acest gând care este așa de important, umblând în frica Domnului și umblând în ajutorul Duhului Sfânt. În ajutorul Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, Domnul Iisus a zis, nu vă voi lăsa orfani. Când rămâne copilul orfan, rămâne neajutorat. Este sărman. Este un copil de plâns. Dar Domnul Iisus le spune ucenicilor: n-am să vă las orfani. N-o să fiți de plâns, n-o să fiți de pribegie, n-o să fiți fără direcție, n-o să fiți fără ajutor, n-o să fiți fără călăuză, ci am să vă trimit pe Duhul Sfânt, același mângâietor care să fie cu voi, în voi și peste voi. Duhul lui Dumnezeu, Duhul adevărului, Duhul mângâierii, Duhul încurajării, Duhul sfințenii. Și astfel, având acestea, pace, edificare, umblare în frică de Domnul și în prezența Duhului Sfânt, biserica se înmulțește. Biserica se înmulțește. Și se înmulțește în mod sănătos. Se înmulțește născând fii și fiice sănătoase spiritual, care îl cinstesc pe Domnul, care laudă pe Domnul, care aduc onoare Domnului. Vă invit să ne ridicăm pe picioare.